Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. A venit toamna, suntem în luna septembrie. Trebuie să ne aprovizionăm cu lemne pentru iarnă. Am mers la un depozit din acesta unde comercializează lemne de fag. Ați văzut în primele secunde ale acestui videoclip buștenii de aici în spatele meu. Sunt bușteni tăiați de acum 2 luni și jumătate, adică lemnul a început să se usuce, este destul de tare, a pierdut din sevă, lemne fără noduri, doar acolo în capăt la tulpină, doi chituci o să fie cu noduri. Avem aici 5 metri cubi și 700 de santimi. Deci 5 cub 700, ca și preț al metrului cub, prețurile, credeți-mă că au explodat. Acum 2 luni de zile era 500 de lei metru, eu le-am luat cu 780 de lei, aduse acasă de la o cunoștință, că celorlalți clienți, prețul era de 800 de lei plus transportul până acasă. Ca să tai aceste lemne, aici cele două drujbe pe care le dețin, Husqvarna 135 Mark II, pe care o am de 3 ani de zile și și-a scos banii cu vârf și îndesat. Ce e adevărat, nu am tăiat astfel de bușteni cu ea, am tăiat fii 20, fii 30, numai mari. Acestea au fi 40, 50, 60, 70 și la mai departe. Iar aici o Husqvarna 340, o Husqvarna care de asemenea și-a scos banii cu vârf și îndesat. Au fost printre primele motoferăstraie de la marca Husqvarna care au fost pe piață, foarte bune. Dacă ar fi să clasific care e mai bună dintre aceea și aceasta, aceea este mai bună decât aceasta, aceea e mai puternică, aceasta își face și ea treaba, dar ea poate tăia lemne până la fi 30, 40, sau tăiem, o oprim, tăiem, o oprim și mai departe. Eu am să mă apuc să tai lemnele, când cu una, când cu alta. O să mă chinui puțin pentru că am lamele scurte, dar într-un final o să reușesc. O să tai roată, tai pe parte, sucesc lemnul și așa mai departe. Mă voi descurca. Mai problemă o să fie cu crăpatul, pentru că am probleme cu mijlocul. Cei care mi-au vizitat gospodăria au putut observa că nu prea mă forțez în momentul în care vând cât un porc. Îi ajut, dar nu atât de mult. Adică mă feresc de ridicătură. Eu am să fac și o demonstrație. Vă dați seama că nu o să tai acum și o să filmez toate lemnele. Vizionare plăcută! Ah.
Lanturile, lambele motoferăstraie. Cu siguranță printre voi ori să fie și persoane care ori să spună că au Husqvarna 540 SP sau mai știu eu ce mărimi care taie mai repede. Da, într-adevăr sunt. Eu îmi fac treaba cu ce am. Nu mă duc la vecinul să cer. Până data viitoare, oameni buni, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți toate cele bune, numai bine, și poftiți la grăba de lemne, contra cost. Dacă cineva să oferă să mă ajute, plătim, nu se pune problema. Doamne ajută!